La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a avut loc o conferință de presă ocazionată de semnarea a două contracte de finanțare. Beneficiarii finanțării Programului Operațional Regional 2014-2020, în cadrul axei prioritare 10, îmbunătățirea infrastructurii școlare, sunt primăriile comunelor Gurbănești și Valea Argovei din județul Călăraș. La eveniment au participat primarii celor două localități, directorul ADR Sud-Muntenia Liviu Mușat și președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță. Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră de a participa astăzi la conferința de presă. Mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, mulțumesc și domnului primar și evident colegilor mei pentru participarea la această conferință. Avem câteva obiective pe care venim să vi le prezentăm astăzi. Pe de o parte este vorba de acțiunea de semnare a două contracte de finanțare din axa 10, cea referitoare la infrastructura de educație, unde, după cum v-am anunțat, beneficiar vor fi Consiliul Local Valea Argovei și Consiliul Local din Gurbănești. De asemenea, împreună cu domnul președinte, vom încerca să trecem în revistă situația proiectelor din județul Călăraș, precum și, eventual, câteva perspective pentru perioada următoare. Nu în ultimul rând, având în vedere că de mult nu va mai prezenta situația obiectivului nostru de investiții sediul agenției, câteva cuvinte la sfârșit despre acest obiectiv și apoi, dacă vom fi onorați, dacă veți accepta invitația noastră de a participa la o mică vizită înainte de a intra în ultima linie dreaptă de finalizare a obiectivului. Domnule președinte, câteva cuvinte la început. Mulțumesc, domnule director, domnule primar, domnule Maneasanu, domnule Cristian Bolotan, felicitări pentru dorința de a fondul europene. Domnule director Liviu Mușat, uite că astăzi începem să arătăm celor care sunt interesați că Călărașul astăzi se modernizează cu două școli în comuna Valea Argovei și în comuna Gurbănești. Programul de dezvoltare va continua. Programul operațional regional, unde suntem deja parteneri într-o investiție de 30 de milioane de euro. Continuăm cu alte investiții care vor fi, să spunem, accesibile din luna octombrie, așa preconizăm noi tot pe programul operațional regional în sesiunea 2021-2027. Călărașul e prezent, are deja pregătite proiecte să le depunem pe viitoarea sesiune de finanțare. Încercăm să aducem anumite proiecte pe momente istorice, drumul județene și, de ce să nu spunem, Spitalul Județean Călăraș. Încercăm acum să vedem dacă ne permite viitoarele ghiduri să depunem și Spitalul Săpunari și extinderea Spitalului de Veci. Văd că există o preocupare și la nivel național pentru proiectele în infrastructura de sănătate. Și aici ne vom ghia și noi, vrem să aducem și noi Călărașul ca un județ și o regiune unde investițiile în infrastructura de sănătate vor fi prioritare. Domnule director, cred că împreună vom reuși să modernizăm spitalele de județul Călăraș și să modernizăm infrastructura județului Călăraș, învățământ, drumuri și lucruri, să spunem, care se realizează prin intermediul agenției de sub-mântări. Mulțumesc, domnule președinte, și noi sperăm acest lucru. Chiar mă uitam pe situația fiind la capitolul de școli. Pe actualul program, județul Călăraș are depuse 11 școli și este pe locul 3 în regiune, după județul Dâmbovița, 38, Prahova, 23 și pe locul 3 Călărașul cu 11, urmează Giurgiu 10, Argeșul 6, Telorman 2 și Ialomița 0. Ceea ce, față de programul anterior, când județul Călăraș n-a avut nicio școală, este o creștere substanțială, o creștere importantă.
creștere pe care noi dorim să o constatăm și în programul următor, mai ales că la discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră la nivelul județului există intenția de a depune un proiect integrat pentru digitalizarea școlilor, un proiect în care Consiliul Județean să fie lider. Da. Și sperăm că acest proiect să fie un proiect de succes. Până în momentul de față, la nivelul regiunii, doar județul Călăraș și-a manifestat intenția de a depune un proiect integrat, ceea ce dă un semnal clar de susținerea acestui domeniu atât de important pentru noi, mai ales în această perioadă, cu atâtea provocări, faptul că trebuie să ne adaptăm la noile condiții. Sunt convins că noul program va da o oportunitate bună pentru școlile din județul Călăraș. Pe misiunea dumneavoastră o să rog să semnăm contracte de finanțare. Da? Domnul primar, vă rog frumos. Pentru că partea de cofinanțare este de 33 de miliarde. Mai trei vechi. Deci, pentru care să venim la ușa dumneavoastră. Da, Consiliul Județean și cofinanțează proiectele pe fonduri europene, pentru că una din prioritățile pe care le-am spus ne vom dezvolta dacă înțelegem că fondurile europene sunt singura soluție de schimbare a județului Călăraș. Câteva cuvinte despre proiectul, domnule primar, dacă doriți să spuneți. Și dacă vreți, nu credeam vreodată că o să puteți să luăm banii europene. Faptul că am accesat acest proiect mă face ca pe viitor să depun pentru orice axă unde există posibilitatea de a aduce bani europeni în comuna Vulbărești, care, după cum știți, este una dintre cele mai mici comune la nivel județean, poate chiar mai mică, cea mai mică, de fapt, lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă la acest semnal de Băneștru, datorită sprijinului domnului președinte, care n-a împărțit numai pentru comune mari, au avut grijă și de noi, aceștia care, la momentul ăsta, Vulbărești are 105-107 elevi la școală. Și dolari ori trebuie să înveți. Chiar dacă sunt 100 și nu sunt 500, trebuie să învețe într-o școală cu toalete interioare, cu cabinete pentru materiile respective, cu sală de sport, teren de sport, ceea ce la momentul ăsta nu există. Dacă am duce la cap acest proiect, s-ar schimba cu mult fața acestei comune și altele care le avem în derulare. Mulțumim încă o dată pentru tot sprijinul acordat, atât domnului președinte Iuță, cât și domnului președinte Mușar, pentru colaborarea și îndrumarea, unde ne-a fost alături, la tot pasul. Succes, domnule primar! Și acum și contact de la Valea Dorești, domnul primar. Sunt onorat și în același timp mândru, onorat pentru că sunt în compania dumneavoastră și mândru pentru că în timpul celor mandatelor mele de primar am realizat un asemenea proiect. Mai avem și alte proiecte, dar pentru viitorul copiilor din Valea Arborei, acesta mi se pare cel mai important. Și încă o dată s-a dovedit adevărat proverbul
cu urătarea trecem mare. Am așteptat ceva, dar dacă așteptarea nu a fost în zadar, e extraordinar. Proiectul de avantare o vei construi reabilitarea unui forte școală, pentru că acolo am două corturi. Unul l-am reabilitat cu fonduri proprii în anii anteriori și îl dotăm. Celălalt are o extindere cu grup sanitar, laborator de informatică, laborator medical, de fapt, cabinet medical și o magazie de materiale. Bineînțeles că dotările vor fi la standarde europene, cu cataloge electronice, cu părinții vor avea posibilitatea să-și supravegheze copiii pe telefon și să fie sau nu mulțumiți de eforturile lor depuse. Am încercat, și asta chiar dacă pare o laudă, mi-o asum, am încercat în timpul mandatelor mele de primar să fac tot posibilul ca tânăra generație să fie într-adevăr educată. Îmi pare rău că n-am putut să o aduc o doamna director aici, să fie sprijin la ceea ce va fi, dar asta am încercat să fac. E adevărat, cum zicea și colegul, că la cofinanțări, fiind comunități mai mici, posibilități financiare mai reduse, o să avem nevoie neapărat de județean. Asta e singurul lucru sau singurul impediment al nostru în atragerea fondurilor europene, cofinanțările. Și nu numai europene, chiar și cele guvernamentale presupun cofinanțări din partea unor localități cu săraci, să zicem. Mulțumim încă o dată pentru tot sprijinul care ne-ați acordat și succes. Suntem sperăm să mai câștigăm și alte. Suntem alături în perioada de implementare și sperăm să le ducem. Mai avem un pățeapă, este la semnat contractul la lecturi sau la primă.